În în direct emisiunea drumurile noastre, am vorbit despre lărgirea la, la trei benzi autostrăzilor, despre portul Constanța în prima fază, despre autostrăzile din, din jurul capitalei, pasajele de pe centură, noile poduri în noua infrastructură rutieră de peste Prut și ne-am oprit la ce, tot ceea ce înseamnă metoda angajaților de la stat pentru majorarea salariilor cum își măresc angajații de la stat salariile. Începem cu Ministerul Transportului, pentru că emisiunea se numește Drumurile noastre. Domnul Scrioșteanu, Ionel Scrioșteanu, invitat special, vreau să vă întreb, v-ați vreodată ore suplimentare, între ani jumate? Demnitarii n-au uh, ah, voie să o suplimentare. Demnitarul este 24 în 24 la dispoziția funcției. Adică, n-ați mergi la domnul Bode, domnul Drulă sau domnul Grindeanu cu o hârtie nu vreodată? Nu, să una o... că nu se poate din punct de vedere legal și nu, cred că e la nivel de demnitar să faci. Dar să știți că, vis de întrebarea pe care mi-a spus-o, eu sunt sigură că și Ministerul și compania respectă legea și o să vă răspundă, vă 544. Există niște termene legale acolo, o să vă răspundă la întrebare. Aș fi preferat să întrebați, de exemplu, la achiziții, pentru că la achiziții publice, unde s-a murcit foarte mult în companie, în compania de drumuri, se stă până la 8 Păi 90, am întrebat 18, care sunt 18, departamentele unde au fost plătite ore suplimentare din cadrul CNAI. sigur aici. că sunt foarte mulți angajați ai companiei care stau peste program, pentru că făceam acel raport. Așa. Nu poți să faci de 10 ori mai multe investiții față de 2018 în 5 ani, de 10 ori mai multe investiții, aproximativ cu aceiași oameni, iar diferența, ca să înțelegeți, era undeva la 26% în anvelopă salarială față de nivelul de investiții, dacă menține ritmul de anul ăsta și ajungem la 18 miliarde de lei, cum prognozăm noi, ne ducem undeva la 4 la sută, am salarială față de investiții. Deci oamenii da. aia... Aici vorbim de salarii. Da. Am nu de tot ce înseamnă cheltuială alte salarială, metode tot ce înseamnă care... cheltuială sau inclusiv ore suplimentare, absolut tot, se cuprind în banii aia. Deci productivitatea muncii la nivelul companiei de drumuri a crescut de peste 10 ori, iar salariile n-au și numărul de angajați n-au ținut pasul cu creșterea numărului de proiectelor de investiții. Păi și deci, de ce nu face angajări când aerul? Face ceva angajări acum și urmează să mai facem. Și poate e nevoie în anumite domenii, să, de exemplu, pe partea de uh, ingineri. Avem nevoie de mai mulți ingineri. O să fie nevoie să mai și creștem salariile la nivelul companiei de drum, pentru competiția în piața asta, pentru că deschidem foarte multe proiecte, competiția pe oameni, pe ingineri în special, este foarte mare. Salariile în domeniul privat au crescut foarte mult și noi ca să le ținem oamenii, să putem să ducem proiectele și din partea noastră, pentru că noi le-am contractat. M Am spus ajungem la 1000 de kilometri de drum de mare viteză în execuție, cu contract de execuție. Dar care... Știți că sunt angajați în CNAIR care stau multe ore peste program și nu beneficiază de ore suplimentare? Legea limitează, după câte știu, un număr de ore suplimentare. Eu zic că... Cnairul Cnairu se încadrează în lege și permite atât cât trebuie. Sunt sigur că sunt angajați care stau peste acel număr de ore și nu sunt remunerați pentru că nu prevede legea. Nu permite legea să-i remunerare suplimentar. Din motivul ăsta am spus că este nevoie aveți, de număr uh, suplimentar de angajați. Aveți consilieri la cabinet, 5 sau 6, îi cunosc. A fost domnul Roșanu, domnul Pistol, în fine. Ați acordat vreodată ore suplimentare? colegilor de la cabinet? Nu, pentru că n-a fost nevoie să-i țin suplimentar. Dar au stat suplimentar? Cred că au mai lucrat uh, suplimentar, dar de obicei uh, uh, permis să lucrezi de acasă când am materiale de făcut sau uh, cercetări. O ultimă întrebare, promit, în fiecare săptămână vom aborda subiectul, că vreau să înțeleg uh, un, următorul lucru. În 20 de ani când merg în minister, uh, v-am întrebat în pauză, dar vă întreb și în direct, când scăpăm de clientela politică din minister? Indiferent că se cheamă transporturi, tarom, ce ministerul educației. politică? Nu dau seama, că noi suntem demnitari, acum suntem politici. E, nu, 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 știu nu, 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 ce înseamnă nu, nu, nu. nu mă refer la politic. secretar de stat, ministru, mă refer la acea funcționărime. Acum sunt legi care interzic anumitor funcționari publici să facă politică sau să aibă funcții politice, eu zic că toată lumea respectă legea. Dacă oamenii aia sunt profesioniști și își fac treaba, nu văd nicio problemă să aibă vreo afinitate sau vreo apartenență politică. Important este să își facă treaba și să crească, exact cum am spus, productivitatea muncii. Pentru că la noi se vede foarte ușor către cetățean dacă ne facem sau nu treaba, dacă merg sau nu proiectele în teren. Iar eu zic că în ultimii trei ani, a fost din ce în ce mai că tot e dezbaterea asta cu gândacul, cu... n-ați mai auzit în ultimii 2-3 ani că proiecte să fie blocate din anumite motive, aproape exclusiv din cauza unor antreprenori care nu și fac treaba. Deci n-am mai avut nici gândaci, nici lilieci, nici urși. Toate șantierele au mers din punctul ăsta de vedere. N-au mai fost așa probleme cu exproprierile cum erau în trecut. Sunt, mai sunt câteva reglaje pe exproprieri suplimentare, acolo unde se modifică proiectul după ce se licitează. Mai sunt situații de genul ăsta. Dar acolo este o vină, între ghilimele, împărțită între antreprenor și Cnair, pentru că documentația o face antreprenorul, Cnair o pune în practică. Și scrie un ori, domn, sunt, cred că e drumar. Mai am foarte puțin timp. Da. Drumarilor nu le dă nimeni ore suplimentare, sunt oameni de rând cu lopata. În schimb, cei care au pe cineva în spate politic sau influent fac ce vor pe holurile Ministerului Transportului și a companiilor din minister și își suplimentează veniturile care sunt oricum duble sau triple față de drumarii de rând, cum se demonstrează statul peste program. Statul peste program, fiecare șef de serviciu, fiecare șef birou, fiecare director are un pontaj pe care îl realizează. Drumarii efectivi, de care vorbea dânsul, muncitorii efectivi, sunt la nivel de DRDP-uri. Fiecare director de DRDP știe ce are subordine și cine stă, cine nu stă peste program, cine face ore suplimentare. De obicei, sunt zone în care se fac ore suplimentare. Cel puțin pe intervenții de urgență, pe zonă de iarnă, de dezăpezire și așa mai departe. Eu nu cred că e vreun director de RDP care are dreptul să dea forme salariale către angajați să nu le dea. Dacă știe vreun caz în parte, să ne sesizeze. Am să citit să, dacă știe cazuri concrete de acești oameni care stau suplimentari și care nu sunt plătiți în cadrul legal, să ne sesizeze și putem știți să. Știți că verificăm. se poate face și din PIX? Am pus ultima întrebare, drumar. Cine face de-un în înseamnă că încalcă legea și trebuie să răspundă. Probabil că se poate face și de-un Mai am foarte puțin timp, două minute plus minus. Mulțumesc, Gabi. Sunteți din Ilfov. Sunteți ilfoveani. Adică sunteți din zona de lângă capitală. Știți mijloacele de transport în comun, microbuzele, tot ce înseamnă transport interjudețean. Da. Întrebarea simplă este de ce nu liberalizăm piața de ce, de cel puțin 20 de ani, de când funcționați în sistem, avem parte de același microbuz, aceeași firmă, pe, nu știu, București voluntari? Am dat, am dat un exemplu. A, nu, aici, pe zona bucurești ilfău de unde provin și eu, acest lucru s-a reglat, s-a reglementat. Așa. A, și, practic, a fost prima regiune din țară care a aplicat un sistem. Și ne-am luptat pentru această treabă. Știți că la nivelul Comisiei Europene există principiul subsidiarității, care mai ales pe zona de transport în comun trebuie să funcționeze, adică decizia cât mai aproape de cetățean, pentru că autoritatea locală știe cel mai bine de nevoia de cetățeanului și de strategia de dezvoltare a zonei, în așa fel încât să fie toate zonele cu transport în comun accesibile. În zona București-Ilvov am reglat această, acest sistem de transport împreună cu Bucureștiu. Bucureștiul și Ilvov s-au asociat și gestionează în comun și nu mai sunt microbuze între localitățile din Ilvov și cele din București. Și modelul ăsta l-au preluat mai multe metropole din țară, mai multe orașe mari Avem și l-au dezvoltat. Este nevoie de descentralizare de la nivel național către rutele interjudețene în așa fel încât decizia să rămână cât mai aproape de cetățean. Adică județele, municipiile să preia acest sistem și să-l dezvolte așa cum trebuie, dar okay. trebuie neapărat și cu finanțare. Pentru că ceea ce am făcut noi la CNAI am descentralizat prezență, cu totul cu finanțare. Vreau să ne promiteți că ne revedem când voți, veți, re, veți deschide pasajele. Ne revedem. Mulțumesc pentru prezență. Cu noi a fost secretarul de stat Ionel Scrioșteanu. Ne revedem vinerea viitoare. Drumuri bune!